para purificarea nu se practică Qigong, nu se poate practica nici prin practici ale yoginilor, nici prin practici meditative ale europenilor. Purificarea nu cunoaște decât un singur sediu, ritualul creștin, unde sunt comunicate tainele eliberatoare. Fără purificarea nu se practică, Qigong, nu se poate practica nici prin practici ale yoginilor, nici prin practici meditative ale europenilor. Purificarea nu cunoaște decât un singur sediu, ritualul creștin, unde sunt comunicate tainele eliberatoare.